mobilizare și suplimentare de forțe a trupelor operative pe toate planurile, pentru ca în perioada sărbătorilor pascale, atât cele catolice cât și cele ortodoxe, să se respecte ordinea și siguranța publică, precum și prevenirea producerii oricăror evenimente negative. În conferința comună, reprezentanții jandarmeriei, poliției, prefecturii, antidrog și ai salvatorilor de la ISU au făcut publice măsurile stabilite pentru ca hunedorenii să se bucure în pace și liniște de tradiționalele sărbători. Pompierii recomandă să nu intre mai mulți credincioși în biserici față de capacitatea maximă și participanții la slujbele religioase să fie atenți unde și cum pun lumânările. Salvatorii de la ISU Hunedoara sunt pregătiți pentru orice intervenție. În fiecare zi din cele două ale sfârșitului de săptămână, 156 de pompieri hunedoreni sunt pregătiți să acționeze pentru acordarea asistenței medicale, stingerea incendiilor sau salvarea persoanelor din medii ostile vieții. Răspunsul la urgențele medicale va fi asigurat prin intermediul echipajelor SMURD, care vor acorda primul ajutor medical, dar și transportul persoanelor aflate în dificultate către unitățile spitalicești. Tot în linia întâi vor fi și sute de polițiști hunedoreni. Pentru că duminică 9 aprilie la toate bisericile vor avea loc slujbe religioase la care se preconizează participarea unui număr mare de credincioși, ne vom afla în proximitatea lăcașelor de cult pentru a vă sprijini atunci când aveți nevoie de noi. Polițiștii rutieri se vor afla în trafic pentru a se asigura că măsurile de prevenire a evenimentelor rutiere sunt respectate, astfel încât fiecare cetățean să poată ajunge la destinație în timp util și în siguranță. Atenția jandarmilor este focusată pe manifestarea de la Mănăstirea Prislop, dar și pe activitățile turiștilor din zona montană. Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara a dispus suplimentarea efectivelor de jandarmi pe raza județului nostru în locurile unde vor avea loc manifestări religioase și cultural-artistice. Peste 180 de jandarmi vor acționa la nivelul județului Hunedoara pentru asigurarea măsurilor de ordine publică în perioada 7-10 aprilie, cu precădere în zona lăcașelor de cult, cu ocazia desfășurării celor două sărbători. Prin măsurile pe care le-am luat, suntem pregătiți să intervenim în cel mai scurt timp în sprijinul cetățenilor, indiferent că se află într-o situație de risc sau într-o situație de urgență. O atenție deosebită o vom acorda în zona Mănăstirii Prislop, unde preconizăm prezența unui număr ridicat de enoriași în acest sfârșit de săptămână. De asemenea, vom fi prezenți în zona montană a județului Hunedoara, unde vom avea un rol preventiv, astfel încât să ne asigurăm că nu vor fi probleme. Jandarmii montani hunedoreni se vor afla permanent pe traseele și în stațiunile turistice, echipați și pregătiți să intervină pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate, dar și în cazul constatării unor abateri de la normele legale. Și inspectorii de la Antidrog au la rândul lor sarcini precise. Vizați sunt atât participanții la evenimente, cât și administratorii unităților de cazare. Astfel, în această perioadă vor avea loc acțiuni preventive și de informare adresate persoanelor aflate în zone de avreme, locuri de cazare sau spații recreaționale, dar și persoanelor care participă la evenimente cultural-artistice. De asemenea, personalul angajat al unităților de cazare, restaurantelor, barurilor, va beneficia de sesiuni de informare în domeniul prevenirii consumului de droguri, iar în incinta acestor spații vor fi afișate la loc vizibil datele de contact ale Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara. Colectivul Hunedoara 1 urează tuturor credincioșilor sărbători liniștite și luminate.